Nu, mie chiar sincer îmi pare rău de ei. Eu țin foarte mult la băiatul ăsta, nu, între mine și Bogdan este iubire. Este iubire de suflet, atât. De dragoste. Nu, este iubire de suflet. Bogdan, să știi, viață. Dragostea mea, viața mea, curaţonul meu, soarele meu. Vederea mea. Nu, să știți, uite, suntem 2000 de persoane. Să mor eu, nu. Eu v-am mai zis, eu v-am mai zis și voi zice și v-am mai zis și voi zice și v-am mai zis și mai zice. Eu nu sunt proastă, oameni frumoși, să-mi bag joc de corpul meu. Nu mă josesc cu ce? Mai bine stau mie așa liniștită, mai bine stau în casa mea, cu copilul meu, îi fac mâncare, mâncăm, râdem, plângem, facem ceva. Dar să nu ar însemna că eu îmi bag joc de mine, că el a făcut-o, treaba lui. Nu mai dau ușa. Și așa e că Bogdan e aici, noi ne iubim sufletește, oameni buni, sufletește, știi ce înseamnă? Sufletește, atât. Atât este între mine și Bogdan. Sincer. Nu, el deja îmi știe sufletul, băiatul ăsta, sincer. Nu. Ținem unul la altul, așa, înțelegi? Dar nu, nu ca iubire, nu, că nu pot să iubesc, nu. Sincer, eu nu mă îndrăgostesc. Dragosteala e altceva și iubire e altceva și iubire sufletește e altceva. Sincer. Nu vorbesc la pustii, nu vorbesc la jală, nu vorbesc la... Vorbesc doar realitatea. Tare. Ia vezi. Tare. Mulțumesc, frumos. Eu normal. Eu acum încep să mă ridic. Alexandra, dă-mi și... Nu mai știu, vezi că se vede acolo. Acum nu mai sunt bun. Acum sunt, mă fac în tot felul. Dar îi vine roga lui. Roga lui. Când au fi să se rage de mine. Și atunci, când se va ruga de mine, a făcut și celălalt tot așa cu mine. Că ce? Ești urâtă? Ești cinte mai amortea? Așa m-a făcut sincer. Și după aceea, când mi-am găsit bărbatul, pe el, pe gunoiul, nici nu am fost acasă, că a plecat în Spania și l-am adus de la moarte, l-am adus, oameni buni. Prin Facebook, nu prin TikTok, prin Facebook i-am salvat viața. I-am salvat viața, oameni buni, și asta nu recunoște. Acum mă târfălește, mă spurcă, mă blastă, mă face în tot felul. Tot familia lui. Da. Dar nu mai contează.